Dacă te uiți în presa americană, ai senzația că Trump a ținut mai multe discursuri. New York Times notează că președintele nu a învățat nimic din experiența COVID-19. Jurnaliștii de acolo spun că minimalizează în continuare riscurile bolii. CNN descrie discursul ca fiind unul, citez, întunecat și plin de baliverne. CBS marșează pe durata apariției, îți reamintesc, de 18 minute și îl taxează pe singurul om de pe planetă care a primit un cocktail experimental extrem de eficient, că nu a scos o vorbă despre cei peste 200.000 de americani morți din cauza coronavirusului. Fox News, NBC și Bloomberg vorbesc despre un discurs puternic marca Trump, pe temele pe care de altfel le abordează frecvent. Bogdan Nicolae, analist militar și de politică externă, ne explică acum efectele apariției lui Trump de acum câteva ore la balconul Casei Albe. Domnule Nicolae, este clar că presa și toată societatea americană, de fapt, este divizată atunci când vine vorba de președintele Donald Trump. Totuși, care ați spune că este această notă generală sau predominantă, să zicem, după apariția lui Trump la balconul Casei Albe? Vorbim de aplauze sau de înjurături în general? Bună dimineața! În primul rând, este o veste bună pentru alegătorii lui Donald Trump. Republicanii l-așteptau pe președinte să revină în programul campaniei. Prin urmare, apariția la balcon și primul eveniment public cu alegătorii de la externarea președintelui este privit într-o notă pozitivă de către republicani. În cealaltă parte, evident, continuă criticile pentru că și democrații și, în general, publicul american nu este convins că starea de sănătate a lui Donald Trump ar fi fost cea mai potrivită pentru un asemenea eveniment. Noi, până la urmă, ar trebui să urmărim foarte atent atât informațiile care vin din jurul echipei medicale, cât și impactul acestor informații asupra populației. Cel mai des o să-l vedem în sondajele de opinie din următoarele zile. Mai sunt 3 săptămâni până când America își alege președintele. Cum arată sondajele în momentul acesta? Cea mai mare parte a sondajelor, evident, captează evenimentele care s-au petrecut în urmă cu mai multe săptămâni, nu chiar ieșirile lui Trump din ultimele zile, însă majoritatea lor arată un decalaj în favoarea lui Biden. Sunt diferențe care merg în jurul a 10%, sunt unele sondaje care îl dau cu 8% avantaj, alte sondaje care arată 12% sau poate chiar 14% în față. Este încă o diferență sensibilă pentru că și unii și ceilalți se pot simți fie încurajați, fie descurajați să participe la vot. În timp ce unii democrați ar putea să spună că această diferență este confortabilă pentru Biden și ar putea să renunțe la prezentarea votului, republicani ar putea să se simtă încurajați să vină la urne. Știm, mai degrabă, republicanii preferă să vină la vot chiar în ziua de 3 noiembrie, în timp ce democrații, în majoritatea lor, ar prefera să-și transmită votul prin poștă. Dar există printre omologii europeni, printre ceilalți președinți sau șefi de guverne din Europa, preferințe pentru șefia Casei Albe? Probabil că la nivel personal, da. Donald Trump are prieteni și relații personale, poate și de afaceri cu o parte din aceștia. Însă am văzut de curând în conferințele de presă ale lui Nancy Pelosi, a fost interpelată în legătură cu posibilitatea aceasta de contagiune la dezbaterilor din Statele Unite asupra UK, asupra Marii Britanii. Și Boris Johnson a trecut printr-o situație, printr-un episod similar de îmbolnăvire cu coronavirus și foarte mulți corespondenți de presă chiar se întrebau pe șeful Camerei Reprezentanților din Congresul American, în ce măsură capacitatea lui Boris Johnson ar putea să fie criticată, ar putea să fie considerată la fel de slabă în exercitarea funcției, precum a fost cazul lui Donald Trump. Nancy Pelosi, evident, a evitat cu eleganță să comenteze așa ceva, însă a spus ca de fiecare dată orice om de în asemenea funcție, orice șef de stat sau de guvern, în momentul în care este contaminat cu coronavirus, ar trebui să fie foarte atent îngrijit, foarte atent monitorizat, pentru că
în cele din urmă soarta propriei națiuni, soarta altor națiuni, ar putea să depindă de capacitatea de decizie, de judecată a unui asemenea pacient.